Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 172 de ediții de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le priviți pe paginile noastre sau pe pagina mea, ioniță.md. Suntem în ajun de electorală, astăzi subiecte politice nu discutăm, dar după cum am deja o tradiție, nu e foarte mare tradiția când și analize economice nu au apărut atât de mult, dar am avut anul trecut alegeri locale și mi s-a părut util să dau așa numitele statistici electorale. Din ce cauză lucrul acesta cred că este util pentru toate partidele politice, pentru inclusiv și pentru decedenți, pentru fiecare cetățean în parte, este să calculăm cât suntem, cât ieșim la vot, deși ieșim la vot, când ieșim la vot, cine iese la vot, cine nu iese la vot, toate aceste lucruri noi le discutăm și în felul acesta să ne creăm o imagine ce se va întâmpla duminică, cine va fi la vot. Încă o dată repet, nu este o analiză politică, nu este o analiză a preferințelor politice, este o statistică pur electorală. Ca să dau la sfârșit, voi face și o estimare cât în opinia mea vor ieși la votare, posibil că această estimare, data trecută am dat-o exact, acum și am să ne amintim, dar această estimare se bazează pe anumite paradigme despre care vreau astăzi să vorbim. Ca să ajungem la acestea, ne dăm seama ce face cetățeanul Republicii Moldova în ziua de duminică, trebuie să ne lămurim câți oameni de vârstă electorală avem noi în Republica Moldova. Când spun câți oameni, am în vedere toți acei care, conform legii, au 18 ani și au dreptul să meargă la vot. Nu vreau ca cifrele mele să fie comparate cu cele a cecului la sistemul lui de calcul. Eu iau în felul următor, câți cetățeni are Republica Moldova mai mare de 18 ani și o împart în trei categorii. Noi avem trei categorii cetățeni. Din păcate așa avem. Avem cetățenii ai Republicii Moldova care astăzi sunt în Republica Moldova și locuiesc pe malul drept, adică controlat de autoritățile din legitime ai Republicii Moldova. Avem cetățenii ai Republicii Moldova care din nefericire sau din fericire pentru ei, ci deja fiecare spune cum vrei, nu sunt în țară, dar sunt pe scotarele țării, dar au dreptul să iasă la vot și ei iese destul de activ. Și avem cetățenii Republicii Moldova din stânga niște pe care noi câteodată îi mai scuipăm, câteodată nu știu cum noi, dar ăștia ei sunt cetățenii Republicii Moldova cu toate drepturile depline de a merge la vot, ei din anumite motive și-au obținut cetățenia după cum și noi ne-am obținut cetățenia României și noi din anumite motive am obținut că așa am considerat că este corect și mergem la vot acolo, ei consideră că unii de ei consideră că este corect să meargă la vot în Republica Moldova, unii sunt încurajați prin diferite metode, câteodată nu cele mai bune, dar încă o dată repet, sunt cetățenii Republicii Moldova. Deci eu pot spune prima concluzie. Felicitări! Noi acum avem cel mai mare număr de cetățeni în vârsta de lege în toată istoria noastră. Sună paradoxal, nu? Cum adică așa ceva? Parcă am râde, parcă am plânge? Nu! Așa și este și explic din ce cauză. Da, noi alegători în dreapta listului avem mai puțin. Am luat primele lege prezidențiale, compar cu primele. Atunci am avut 2.220.000 de cetățeni cu drept de vot care erau acasă. Acum avem 1.915.000, a scăzut cu 305.000 numărul de alegători care sunt în Republica Moldova, din simplu motiv că unde s-au dus, eu plecat. Uitați-vă, atunci erau 650.000 pisihotari, acum sunt 950.000 pisihotari. 300.000 au scăzut aici, 300.000 a crescut acolo. Da, noi avem o scădere a natalității și noi, ca populație, ne-am scăzut, dar asta s-au născut puțini, ei încă nu au ajuns în vârsta de alegeri. Deci noi astăzi avem în țară 1.915.000 de legători cu 300.000 mai puțin decât am avut 8 ani în urmă. Pe scotare avem 955.000 de cetățeni cu dreptul de vot și din stânga nistru estimativ mai avem 300.000. Atunci am avut 234.000 și uitați-vă, în 8 ani de zile mai avem încă 65.000 de cetățeni din stânga nistrului care au dreptul să voteze, pot să vină la votare duminic și în total noi avem 3.170.000 de cetățeni cu actele în regulă din Republica Moldova, care conform lege poate să vină să voteze. Da, în țară sunt doar 1.900.000, dar ceilalți toți sunt cetățeni noștri și au dreptul să voteze. Cum s-a schimbat structura legătorilor în ultimii 8 ani de zile? Adică de la primele prezidențiale care au fost organizate cu toți care se iasă la vot și la acestea. I-am împărțit așa, în tineri, vârsta mijlocie și vârstă mai înaintată. Nu bătrâni, că nu sună frumos, astăzi toți sunt tineri. Deci cei de la 18 la 25 de ani. Am avut în total în țară 328.000
și a scăzut cu 50%. Acum avem 174.000, practic în jumătate. Deci cel mai mult a scăzut, ca număr, nu cel mai mult, dar ca procent, cel mai mult a scăzut alegătorul tineri, 18-25 ani, din două motive. În primul rând, ei nu mai sunt atât de mulți, în al doilea rând, în ultimii ani, cel mai mare migrație este din partea tinerilor și noi, practic, alegători tineri în țară, nu prea avem. 2. 26-55 ani, observăm, a scăzut cu 196.000 sau cu 16%. Nu este o scădere mare, dar avem. Și peste 56 de ani, din contră, avem o creștere în numărul de alegători, de la 693 la 739.000. Deci este crește cel mai mult de determinată, că cei care erau mai tineri, acum au trecut, deci în 8 ani de zile, cel care avea 47-48 de ani, acum are deja 56, erau destul de mult și grupul acesta se prelungește. Care este profilul alegătorului din țară? Cum s-a schimbat el în ultimii 8 ani de zile? Am ales două grupe, am ales de fapt toate grupele și le-am luat din 2016 până în 2024. Din toată populația care era în țară, de aceea când cineva face sondaje, trebuie să fie foarte clar vorbind despre structura populației care. În anul 2016, din toți alegătorii, aproape 15% erau tineri. Acum au rămas 9%. Practic, numărul tinerilor în profilul alegătorilor a dispărut. Cei de la 26-40 de ani tot au scăzut de o notă dramatic, la 29 la 26,8%. Deja de la 41 de ani la 45 a crescut, la 24-8 la 25%. De la 56 până la 70 de ani avem o creștere destul de puternică și la peste 41 de ani tot avem creștere. De fapt, avem până la 40 de ani scăderea ponderii celor cu această vârstă în structura electoratului și după 41 de ani avem o creștere a ponderilor, cea mai semnificativă fiind la 56 până la 70 de ani. În 4 ani de zile deja, cum s-a redus? Cei de la 18 la 25 de ani cu 57.000, cei de la 26 la 40 de ani cu 89.000, 17.000, 32.000 și doar cei de peste 41 de ani, în 4 ani de zile, numărul lor a crescut cu 39.000. De fapt, numărul tuturor alegătorilor din țară a scăzut, cu excepția celor de peste 70 de ani. De ce spun lucrul acesta? Ca să fie util atunci când ați vorbim despre câți vor veni la votare. Tinerii versus cei în etate, cât sunt ei în țară în ziua alegerilor. La parlamentari din 2014, tineri erau 16,5%, în etate 9%. La prezidențiale 14,8%, în etate 8,7%. Astăzi tinerii sunt 9,5%, aproape de două ori mai puțin, cei în etate 10,9%. Dacă observăm, prima dată la prezidențiale din 2024, tinerii, până la 25 de ani, sunt mai puțin decât cei în etate peste 71 de ani. Deci prima dată avem o îmbătrânire atât de clară electoratului. Deci, avem în toate grupele de vârstă o creștere, cu excepția celor 40 de ani, evident interesează care este vârsta medie a alegătorului. În 2014 era 45 de ani, în 2016 la prezidențiale era aproape 46 de ani, apoi a fost 47-7, adică 48 de ani aproape și acum este aproape 50 de ani. Regula sună în felul următor. La fiecare 2 ani, alegătorul nostru îmbătrânește cu un an. Altfel spus, dacă ne ajută Dumnezeu și ajungem cu bine la prezidențialele de dată, la parlamentarele de la anul, noi vom avea alegătorul, prima dată va fi peste 50 de ani, vârsta medie, și la prezidențialele următoare, alegătorul va avea cu succes aproape 52 de ani. Deci noi, la fiecare 4 ani de zile, alegătorul nostru cu 2 ani este mai bătrân, de grabă, mai departe, faceți dumneavoastră singur concluzia. În 4 ani, unde a scăzut cel mai mult număr de alegători? Raionul Soroca, 13%, Șoldăneștiu, 13%, 12,6%. Dacă observați, avem câteva raioane, le-am luat cel mai mult, au scăzut cel mai mult alegătorul, la sud a scăzut mai puțin, există o explicație, odată am vorbit, nu vreau ce să explic, deci noi vedem, avem o scădere puternică a alegătorilor în fiecare raion. Tinerii care prima dată merg să-și aleagă președintele. Deci cel care data trecută avea până în 18 ani și nu putea să aleagă, acum deja a împlinit 18 ani, are 18, 19, 20, 21, da, deci toți ăștia, e nou, chiar și cel care are aproape 22 de ani, la lege trecută el n-avea vârsta asta și nu putea alege. Deci noi am avut în 2016, am avut 193.000,
Și astăzi avem 149.000 de tineri care prima dată merg să aleagă președintele. Sper că partidele politice și candidații au făcut apel către acești tineri. Atunci 151.000 erau în țară, 41.000 erau peste hotare. Astăzi 91.000 sunt în țară, 58.000 sunt peste hotare. Deci noi dacă facem apel la dâns și să nu uităm că trebuie să găsim o modalitate, să vorbim că mai mult de o treime din prânșii nu mai sunt în țară. Deci așa ne-am lămurit cu populațiile. Aceștia sunt oamenii care avem fie în țară, fie peste hotare, fie în stânga Nistrului. Cum participă ei la votare? Am luat toate electorale din 94. Dacă observați, sunt două concluzii de bază, sau trei. Prima concluzie este că încet, încet numărul celor care vine la vot scade. A doua concluzie, că la alegerile locale prezența la vot este mai slabă decât la alegerile fie parlamentare, fie prezidențiale. Data trecută, cine se uită la analize economice poate vedea că în ajun de alegeri locale, noi am estimat că la alegeri locale vor fi 1.145.000. Ne-am greșit cu 0,2% și au venit 1.147.600. Eu am rătunge până la 1.148.000, deci eroarea noastră este mai mică, dacă sincer, decât calculele care trebuie să le faci. Este mai ușor să faci estimări decât după asta să calculezi cât au ieșit la votare, că trebuie să număr cine a votat pentru primar, pe urmă să mă uit cine a votat consilii locale, consilii raionale, consilii municipale, cine a votat în municipiul Chișinău și trebuie să nu-i număr de două ori, că cei care au votat în Chișinău, el a mai votat odată și pentru primarul lui din sat, care a ales primarul de Chișinău. Deci, dacă sincer, mai ușor mi-a fost ca să estimez 145.000 decât să calculăm 1.145.000 decât să estimăm că de fapt au fost 1.147.600. Practic, eroarea este zero. Procentual. Până acum, ce cu dădea prezența la vot din toată populația? Ceea ce mie mi se pare că nu este chiar corect. De ceea ce am făcut eu? Votul național, cei care au votat în țară, eu aleu separat, cei care au votat pe hotare, aleu separat și cei din stânga nici aleu separat. Și după aceasta, știind cât sunt în țară, cât cetățenii Republicii Moldova sunt în țară, putem calcula cât este la vot. Așa noi stăm, de fapt, prezența la noi la vot este foarte bună. Uitați-vă, chiar și la alegeri locale, când avem cea mai slabă prezență la vot, noi avem undeva 58% votează. Noi avem la parlamentare și prezidențiale o prezență bună, de simplu motiv că votează cei din diaspora. La alegeri locale, cei din diaspora nu pot vota și din cauza aceasta avem ca număr puțin. Dar dacă raportăm la numărul populației, observăm că prezența este destul de bună. Încă o concluzie care este că în turul întâi la prezidențiale prezența de regulă este mai slabă, iar în turul 2 este mare. Deci avem așa, cea mai slabă prezență este la locale, după aceasta la prezidențiale turul întâi, după aceasta la parlamentare și apoi prezidențiale turul 2 cea mai mare prezență. Deci la locale cel mai slab, parlamentare, prezidențiale turul 1, parlamentare, parlamentare și prezidențiale turul 2. Toate acestea le spun ca să ne dăm seama cam câți vor fi duminică la votare. Iarăși un lucru extrem de important este cum votează cetățenii în dependență de vârstă. Că noi spunem că vin la votare 58 sau 60%, dar noi știm că după grupii de vârstă vin diferit. De ce este important să știm acest lucru? Foarte simplu, că dacă la tine numărul de tineri a scăzut, că au plecat. Iar numărul, ponderea bătrânilor a crescut, bătrânii sunt cu mult mai disciplinați. Și chiar dacă tendința generală de a veni la votare scade, dar ținând cont că sunt bătrâni și ei mai disciplinați, ei vor spune, nu vă facem de rușine, noi vom asigura prezența. Deci noi avem, am luat parlamentarele din 2021, i-am luat pe toți cei din țară și noi am avut în țară o prezență de 62,4%. În schimb, tinerii au avut o prezență de 44%, deci doar 70% din media națională. Până la 40 de ani am avut o 51% și doar după 41 de ani noi avem o prezență până la 55%. Comparabil cu media națională și de la 56 de ani observăm că prezența este cam aceeași, 76% sau cu mult mai, cu 15% mai mare decât media națională. Concluzia este în felul următor. Tineri au o prezență cu 30% mai mică decât media națională
Cei cu vârsta de la 25 până la 40 au o prezență cam cu 15% mai mică decât media națională, iar cei de la 56 de ani în sus au o prezență la 100 cu 15% mai mare decât media națională. Deci, chiar și lucrul acesta este important ca noi să putem face mai departe și estimarea. Cum a venit diaspora? În 2005 am avut 16.000 de cetățeni. Ce spus că spun diaspora este cuvânt ușor ca să nu spun cetățenii Moldovei aflați psihotare. Am avut 16.000 de oameni care au venit la vot. Apoi, la alegerile prezidențiale din 2016 am avut 67.000 în primul tur și 138.700 în turul 2. Observați că asta e cel mai mult. După aceasta am avut 76.000 la parlamentari. Și în 2020 am avut două recorduri absolute. În primul tur am avut 149.000, o cifră care nimeni nu și-o putea imagina, era una halucinant de mare. Și în turul 2, 256.000, recordul absolut din toate timpurile. La parlamentarele următoare, 212.000, după cum v-am explicat, și aici se păstrează regula. La turul 1, o prezență mai slabă, parlamentare mai bună, turul 2, cea mai bună prezență. Haideți acum să vorbim, dar câți din cei care se află pe psihotare au venit la vot? Deci eu spun lucrul acesta din simplu motiv că nouă nu este, ca să vedem ce va fi acum. Dacă observăm în 2005 din cei care erau psihotare au fost 6,34%. Și este în creștere continuă. În 2016 noi am avut 10,4% în turul 1 și 21,4% în turul 2. La parlamentare am avut 10%, observăm o scădere, însă la prezidențiale am avut în primul tur 18,8%, în turul 2 32,3%. 33%, fiți atenți, oamenii care se află la distanță enormă, 33% din cetățenii noștri aflați psihotare au venit la vot. Ca să înțelegeți ce vorbim noi acum în țările dezvoltate, nici omul care stă acasă nu este așa la vot. Deci avem o prezență într-adevăr fenomenală a cetățenilor noștri psihotari, iar în turul 2 am avut, la parlamentare am avut 27%, dacă observați, comparativ cu 2019 este o creștere de aproape 3 ori. Deci avem, într-adevăr, 2020-2021 au fost 2 ani de mobilizare totală a cetățenilor noștri aflați psihotari, am avut o prezență extraordinară. Aici v-am dat un grafic cum ies la vot cei tineri, 18-25 de ani, și cei de la 56 până la 70 de ani, că ei votează cam ca și ceilalți. Observați, dimineața tinerii sunt foarte obosiți, prezența lor este de 4 ori mai mică, încet, încet scade și la sfârșitul zilei de 1,7 ori mai mică, deci 44% de tineri, 76% sunt cei de la 56 de ani în sus. Deci tinerii, dacă observați, cam până la vreo ora 12, lor le este foarte greu să vină la votare. Care este prognoza noastră în această electorală? Eu am luat primele prezidențiale, vedeți, în cei care erau în țară au ieșit la vot 61,6, cei de psihotare 10,4. În turul 2, 65,9, de psihotare 21,4. În a doilea prezidențiale avem 58,3 din țară, 18,8 peste hotare, o creștere semnificativă, și în noiembrie 66,1 din țară și 32,3 peste hotare. Cât vor ieși acum la vot? Deci noi știm cât sunt în țară, cât sunt peste hotare și cât sunt în stânganistul. În stânganistul acolo modelul este puțin altfel. În opinia mea, tendința generală de a vota în țară scade. Deci oamenii din Republica Moldova au o tendință de a merge la vot mai slab. Dar ținând cont că s-a schimbat structura electoratului și avem mai mult oameni mai în vârstă, care sunt mai disciplinați, chiar dacă toți noi ieșim mai slab la vot, datorită schimbării structurii electoratului, am făcut o modelare și mi-a ieșit că undeva 58,8 din cetățeni sau aproape 58%, 57,8%, aproape 58% din țară vor ieși în ziua votării. Adică noi știm că avem 1.920.000, 58% în ziua votării vor fi în țară. Cu ce plecați psihotare? Mi-ați putea întreba, dar de ce eu n-am crescut? Am lăsat-o tot la 18,7. Am o explicație simplă. Cei care plecați psihotare trebuie să înțelegem că ei acum sunt de trei feluri.
Noi vorbim cei plecați psihotari, cei plecați psihotari, dar nu vorbim că ei sunt de fapt de trei feluri. Sunt cei plecați de mult, deci diaspora veche, cum îmi spune. Sunt cam 150.000 care au plecat acum în ultimii 4 ani, deci diaspora nouă, deci încă ca și ceilalți de cândva, ei încă nu au experiența de a vota, deci el niciodată încă n-a votat, el e plecat până la votare, deci el pentru noi este experiență nouă de votare. Și trei, avem cei din Rusia care au migrat în Europa. Deci avem în Europa acum foarte mulți cetățeni de Republica Moldova care toată viața lor au lucrat în Rusia, au un comportament, e acolo la votare nu prea mergeu. Eu vreau să cred că ei vor merge la votare, dar bănuiala mea este că vor fi mai puțin activi. De ce? Eu am considerat că cei care sunt de mult pe psihotari în primul tur vor fi 21%, vor ieși la vot, iar aceștia noi, diaspora nouă, cei care au plecat în ultimii 4 ani, cei care din Federația Rusă sunt tot în Europa, ei vor ieși cu o prezență tot bună de vreo 14% și când ponderează, ți iese 18,7% din cei din psihotari care vor ieși la vot. În turul 2, cred că la noi vor fi vreo 66%, din psihotare vor fi circa 32%, încă o dată explic, cei psihotare nu este o masă omogenă, acum sunt din trei grupuri distincte cu comportament total diferit. În rezultat, se primește în felul următor. În turul 1, din țară, cei care avem vor fi 1.107.000, deci 1.110.000, psihotare în primul tur, circa 180.000. În stânga Nistru, eu am scris capacitatea maximă de mobilizare, 32.000, cred, și aici vă spun, cred că nu vor veni mai mult de 15.000, dar capacitatea maximă de mobilizare este 32.000 și de aceea am scris 32.000, dar nu cred că vor fi 32.000, cred că vor fi undeva vreo 15.000 maxim. În total avem 1.320.000, cam cea mai mică prezență, având cei mai mulți alegători, ținând cont că psihotare sunt foarte mulți, în țară vom avea circa 1.320.000 de alegători. În total vom avea 1.300.000. În turul 2 va fi o mobilizare puternică și de aceea din interiorul țării vom avea circa 1.264.000, 1.265.000. Psihotare cel mai probabil vom bate recordul absolut, vom ajunge la 306.000, iar în stânga Nistrului la o mobilizare maximă 35.000. Deci încă o dată repet, mobilizare maximă. Apropo, cei din stânga Nistrului știți că ei tot votează unii chiar vin așa pe bune și votează într-un stil anumit, noi deja știm cum votează, deci și unii, mă rog, sunt influențați de a merge la vot. În total 1.605.000. Asta dacă va fi și turul 2. Și acum ultima, care este influența votului celor de psihotari în totalul voturilor. În anul 2005, votul de psihotari era 1% în totalul voturilor. În anul 2020, la alegerile prezidențiale, a fost 15,5%, deci maximul istoric. La parlamentare a fost de 14,4% voturilor, deci ei au decis mandat la 14 deputați. În acest an, la prezidențiale, cred că va fi de 13,3, iar în turul 2 va ajunge la maxima de 19 sau chiar 19-20%, deci va fi o maximă istorică care va depăși mult anul 2020. Este legat de faptul că, într-adevăr, ies cu mult mai mulți psihotari. În concluzie, este că noi în țară suntem tot mai puțini, ca număr de votanți suntem cel mai mulți și ca disciplină de vot, cei de psihotare cred că vor da dovadă de o disciplină ridicată, cei din țară va fi menținută disciplina, mulțumită celor care sunt mai în vârstă, mulțumită faptul, chiar e mulțumită, mulțumită faptul că electoratul nostru crește în vârstă, nu îmbătrânește, crește în vârstă, lucru care îi disciplinează mai tare, altfel spus, în țară au rămas să voteze cei disciplinați, care în proporție mult mai ridicată decât restul vin la votare. Acestea fiind spuse, deja ne mai rămas foarte puțin timp până o să vedem care este rezultatul, iar vouă vă doresc să aveți o zi fericită, să alegeți așa cum doriți și unica știu eu că cel mai bun va fi președintele Republicii Moldova. Vă mulțumesc pe data viitoare!